Salutare, fraților! Încă nu eram decis dacă să fac această filmare sau nu. Însă m-am gândit mai bine și zic, mă, tot nu am videoclipuri de acest fel. Zic, hai să o fac, hai să o filmez și să vedem ce iese. În videoclipul acesta, ce avem de făcut este de a pune pavele. Pavaj, mai bine zis, am dat comanda de pavaj, am dat comanda și de nisip, că le vom pune pe nisip. Nisipul e pe drum, trebuie să vină, pavajul îmi ajunge mâine, prin sâmbătă. Așa, am luat și niște cimei că va trebui să facem pe laborator pe acolo. Tovarășul e deja la destinație, i-am dat de treabă acolo. Eu am venit puțin până acasă și o să mă duc și eu la destinație să vedem ce mai facem pe acolo. În rest, o să vă arăt cum pun eu pavajul, pavele, pavaj, mai bine zis. Să vedeți cum pun pavaj și să vedem ce iese. Poate o să vreau să spuneți și voi la final dacă v-a plăcut cum a ieșit. Haideți la treabă. Asta e curtea. Dă-te așa să fac. Păi acolo unde cam așa avem frații mei curte. De mare așa. Am început aici să facem cu nisip și să punem pavelele când vin. Ăla e nisipul, frumos. Așa. O să avem aici de pus pavaș, nisip și pavaș frumos. Ăla e turcul. Deci asta e curtea. De aici, încolo. Trebuie să punem pavaș. Aici se va deschide o nouă locație. Cum vă spuneam, frații mei, aici se deschide o nouă locație de pizzerie, de hamburgeruri, cafele și toate cele. O să fie aici o terasă frumos, care o facem noi aici. În curând se va deschide, voi face o deschidere, să zic așa, printr-un video, să vedeți cum iese. Așa. Aici va fi terasa și cu mese, cu scaunele, veți sta să savurați o pizza, o șaurmărie, ce vreți voi să comandați și să savurați. Oricum o să terminăm terasa aici și am să mai vă fac eu video cu noua locație care se deschide de... Așa că care vreți să mâncați sau să beți, vă așteptăm în grup cât mai mare aici la terasă. Deocamdată nu știm cum se va numi. Am să revin eu și cu denumirea. Deci cam așa ceva. Fiți cu ochii pe noi și în curând vă mai arătăm și altele. Da, frații mei, ieri am pus vreo 4 rânduri de pavaj. N-am mai filmat. Acum, azi, de acum, o nouă zi, mergem la treabă, fiind duminică, asta e, nu vom sta mult, mergem să mai punem câteva rânduri de pavaj și de luni începem iar. O să... Am revenit, bine, nisip pe el, cam așa arată, nu știu cât de bine se vedeți. Da. Aici va intra un material de la cu nisip, cimei cu nisip. Cam asta e. Să mai vă arăt eu când terminăm și curățăm. Ților, cam așa arată. Aici vine în panta, așa. Aici va veni
la drept, de aia se vede bordura aia. Așa. Cam asta e pavajul. Auzi, frate! Aici tăiem hale și aici mai avem până încolo, terminăm azi, vară de seară cum ai ieșit peste tot. Ia fraților că făcut și panta. Așa se vede panta frumoasă făcut. Asta așa. Ce? Aici era canalul. L-am fixat și m-am petrecut peste. Ca să fie uniform. Aici am tăiat frumos pătrat la copac, acolo la fel. Și mai am bucat asta așa, până acolo și am încheiat-o pe asta. Nu mai avem pasta la altă după aia. Aici o să fie altă mâncare de pește, o altă filmare. Hei, bun frații mei! Ah, să stau și eu jos că... Vedeți, umbra e până cât se vede acum, umbra. Dar acolo e mare soare. Și cum e căldura asta afară, m-a rupt. Dar cam așa se vede. Am terminat toată curtea. Frumos și încolo. Ca băieții. Ce pe ea e nisip, că așa se dă, cum știți și voi. Haideți să vă arăt așa de... Mai avem și pasta care o începem acum. Să vă arăt așa mai de departare cum se vede. Da? Deci... Așa se pavează o curte. Am pavat-o. Și cam asta e. A ieșit super, super. Deci, pe... Ziua de azi cam asta a fost de filmat. O să fac alt video cum va ieși și asta la altă. Poate că asta la altă, să zic așa. Asta la altă fiind, să vă arăt acum pătratul ăsta, da? Să vă fac aici și un alt video. Bun. Să nu uitați. Ce să nu uitați? Stați că intru eu acum cu fața mea de meșter. Ia uitați-l. Asta e turcul. Ia uite. Hați la postul gol, la fața capul nostru. Ce să mai mă, nene, mă, ce să mai... E barosan, e. Bine de tot asta, zic. Da, fraților. Ziceți că am stat la mare, așa în față, roșii ca foc. Cum vă spuneam, cam asta a fost curtea, am terminat-o, începem în partea asta, s-o facem și aici și gata. Bun. Ce vreau de la voi, un like și un subscribe, da? În rest, cam atât. Pot să zic că mai vreau să vă urez sănătate. Așa că v-am pupat și ne vedem în următorul video. Ciao!